Mihai Viteazul, domn al țării românești, este în conștiința colectivă românească unul dintre cei mai importanți eroi naționali ai României. El a realizat pentru prima dată în istoria României unirea tuturor românilor. I s-a spus Viteazul pentru că a avut curajul să înfrunte forța uriașă a Imperiului Otoman din acele vremuri, dar și toate celelalte națiuni vremelnic potrivnice din jurul României: ungurii, polonezii, tătarii și rușii. Mihai Viteazul s-a născut în anul 1558, în orașul de Floci, țara românească, astăzi județul Ialomița. A fost domnul țării românești între anii 1593 și 1600. Pentru o perioadă, în anul 1600, a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. În anul 1601, în timpul unei șederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a menționat pe marginea portretului al 43-lea an al vieții, ceea ce indică drept an al nașterii lui Mihai, anul 1558. Domnul Pătrașcu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în anul 1557. Împrejurarea ca Pătrașcu să fi avut relații extraconjugale în anul morții sale apare ca foarte improbabilă, având în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru tratarea căreia a cerut medicii de la Sibiu. Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui Pătrașcu a fost exclusă și de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum și pe baza cronicilor de epocă. Mama lui Mihai Viteazul, Teodora sau Tudora, a fost, după unele surse, de neam grecesc, din vechea familie bizantină a Cantacuzinilor. După alte surse, era vânzătoare de rachiu, originară din târgul de Floci, iar tatălui Mihai era grec. Cronica lui Radu Popescu menționează că acest Mihai Vodă, după ce a luat domnia, s-a numit că este feciorul lui Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe. Alte documente aflate în custodia Academiei Române, precum și specificațiile din condica Episcopiei Râmnicului, atestă că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoești, localitate aflată pe partea stângă a Oltului, județul Vâlcea. Aceleași surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu doamna Stanca. Mama lui Mihai Viteazul, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la Constantinopol și apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino. La sfârșitul anului 1588, Mihai Viteazul devine stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei, în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În septembrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar și al otomanilor, după ce a plătit o sumă record de 1,5 milioane de galbeni, Mihai Viteazul a devenit voievod al țării românești, efectiv pe 11 octombrie 1593. Aderă la Liga Sfântă Creștină, constituită din inițiativa papei Clement al VIII-lea, din care inițial făceau parte Sfântul Imperiu Romano-German, statul papal, Spania, Austria, Mantova și Toscana. Anglia și Polonia au manifestat rezerve față de politica de cruciadă a papalității. Ulterior aderă și Transilvania.
considerată factor decisiv în atragerea în alianță a celorlalte două state românești, Moldova și Țara Românească. Aron Vodă, domnul Moldovei, semnează un tratat cu împăratul Habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă cu acordul boierilor intrarea în alianța anti-otomană. Aderarea țării românești la Liga Sfântă a condus la izbucnirea, la 13 noiembrie 1594, a unei revolte anti-otomane, soldată cu suprimarea creditorilor levantini și a întregii garnizoane otomane staționată în București. Pe acest fundal, Mihai pornește o ofensivă generală împotriva înaltei porți, atacând cetățile turcești de pe ambele părți ale Dunării, Giurgiu, Hârșova și Silistra. Urmează o serie de victorii împotriva tătarilor și turcilor, victorii culminate cu incendierea Rușciucului. După modelul victorios al lui Mihai Viteazul, Aron Vodă pornește o campanie similară. Datorită recunoașterii ca suzeran a lui Sigismund Bathory de către Aron Vodă și succesorul său, Răzvan Ștefan, Mihai Viteazul trimite o delegație de boieri la Alba Iulia pentru a reglementa diplomatic relațiile munteano-transilvanene. Delegația de boieri condusă de mitropolitul Eftimie a negociat aderarea la această alianță și a semnat la Alba Iulia la 20 mai 1595 un tratat cu Bathory, prin care Mihai Viteazul devenea vasal al lui Sigismund. Ei și-au depășit atribuțiile inițiale, probabil din dorința de a îngrădi puterea domnului sporind-o simultan pe a lor. Cu toate acestea, Mihai Viteazul a acceptat tratatul, deoarece Transilvania era singurul stat vecin ce îi putea asigura spatele în lupta împotriva turcilor. În încercarea de a opri înaintarea otomană spre București, la comanda unei armate de circa 16.000 de ostași, la care se adăugau 7.000 de transilvăneni conduși de Albert Chirali, Mihai Viteazul i-a atacat pe otomanii la Călugăreni în 13 august 1595. Bătălia, evocată în poemul Pașa Hasan al poetului George Coșbuc, s-a soldat cu pierderea de către turci a unui steag, a mai multor tunuri și a circa 7.000 de combatanți, insuficient însă pentru a-l opri din marșul spre București. Mihai Viteazul s-a retras temporar în munți, așteptând sprijinul lui Sigismund Bathory, în timp ce turcii, în frunte cu Sinan Pașa, s-au instalat la mănăstirea Radu Vodă, iar Sinan a început să numească funcționari otomani pentru administrarea noului pașalâc și a ridicat o întăritură improvizată. Primind în munți sprijină din Moldova și mai ales din Transilvania, Mihai Viteazul a luat comanda unei armate puternice și numeroase, care i-a îndepărtat pe otomani din Târgoviște la 5 octombrie 1595 și apoi din București la 12 octombrie 1595, după care le-a provocat pierderi grele în retragerea lor disperată spre Dunăre la Giurgiu, între 15 și 20 octombrie 1595. Între timp, Ștefan Răzvan este înlocuit de pe tronul Moldovei cu Ieremia Movilă, domn fidel polonezilor. În anul 1594 și în anii următori, Mihai Viteazul a condus o campanie militară în sudul Dunării, cucerind cetățile Isacea, Măcin, Cernavodă, Razgrad, Babadag, Târgul de Floci, Silistra și chiar Rușciuc, Șiștova, Nicopole și Vidin. Potrivit istoricului Nicolae Iorga, călăreții lui Mihai Viteazul ajunseseră până la Adrianopole în est și Plevna în vest. Această acțiune a fost coroborată cu cea a voievodului moldovean Aron Tiranul, care a readus sub stăpânirea sa Buceagul în aceeași perioadă. În anul 1601, Mihai Viteazul a preluat aceste teritorii odată cu instalarea sa pe tronul Moldovei, astfel încât Dobrogea și gurile Dunării s-au aflat sub stăpânirea sa până la moarte. Întreaga creștinătate balcanică l-a privit pe Mihai Viteazul ca pe un eliberator,
iar după moartea sa, în hârtiile găsite sub pernă, s-a aflat o scrisoare în care acești creștini îl numeau steaua lor răsăriteană. Pierderile suferite în urma campaniilor anti-otomane, precum și dezastrele provocate de ostașii sultanului, au adus țara românească la o stare critică din punct de vedere financiar. Cu visteria golită, Mihai Viteazul se vede silit să aplice o soluție pe cât de nepopulară, pe atât de vitală supraviețuirii statale. Așezământul sau legarea țăranilor de glie, prin care românii, mai exact țăranii fără pământ din Valahia, erau siliți să rămână pe moșia pe care se aflau în acel moment. După câteva confruntări pe linia Dunării, Mihai Viteazul a făcut în decembrie 1597 pace cu Imperiul Otoman. În schimbul acceptării suzeranității otomane și a plății tributului, în alta poartă a recunoscut domnia voievodului pe întreaga durata vieții sale și i-a trimis steag de domnie. În paralel, la 9 iunie 1598, Mihai Viteazul a încheiat la Mănăstirea Dealu un tratat cu împăratul Rudolf al II-lea, care s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și i-a recunoscut caracterul ereditar al domniei în schimbul recunoașterii suzeranității împăratului. Prin dubla suzeranitate, otomană și habsburgică, Mihai Viteazul a căutat să compenseze prevederile tratatului de la Alba Iulia din 20 mai 1595, prin care recunoscuse suzeranitatea principelui Transilvaniei, Sigismund Bathory. Conturarea mitului lui Mihai Viteazul ilustrează mai bine ca oricare alt model istoric mutațiile petrecute în conștiința românească. Domnitorul care a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei țări reunite, trei veacuri mai târziu, în România modernă, începe a fi receptat ca unificator abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. O asemenea interpretare lipsește cu desăvârșire în istoriografia cronicărească a veacului al XVII-lea și chiar mai târziu, spre 1800, la școala ardeleană. Domnia lui Ieremia Movilă, devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfânta Alianță. În Transilvania, Sigismund renunța la tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory. În iulie 1599, Mihai Viteazul a trimis o solie la Praga pentru a cere încuvințarea împăratului Rudolf al II-lea pentru punerea în practică a inițiativei sale. Primind un răspuns favorabil, la sfârșitul acelui așa an, intră în Transilvania prin pasul Buzău, o armată formată din români și mercenari de diferite etnii, unguri și secui din Ardeal, polonezi și sârbi. După victoria asupra lui Andrei Bathory, prin bătălia de la Schellimbăr din 18 octombrie 1599, Mihai Viteazul își face intrarea triumfătoare la Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599, primind cheile fortăreței de la episcopul Demetrius Napraghi. Chiar dacă a fost recunoscut de dietă doar ca guvernator imperial, Mihai Viteazul a fost conducătorul de facto al Transilvaniei. În ceea ce privește Moldova, la 1 mai 1600 Mihai își așează tabăra la Prejmer. Acolo a făcut cunoscut ostașilor săi că vor trece Carpații pentru a-l alunga pe Ieremia Movilă de pe tronul Moldovei. La 6 mai, Mihai Viteazul, în fruntea oastei sale, trece munții, dar nu pe drumul obișnuit, unde știa că îl așteaptă dușmanul, ci urcându-se pe munții cei mai grei. În acea vreme, armata sa a avut mai mult de suferit, mai cu seamă din lipsa proviziilor care nu se găseau nici acolo și nici în părțile Moldovei, care au fost pustiite de Ieremia Movilă. Caii nu au avut pășune, iar ostașii au fost siliți să mănânce foi din copaci. Mihai Viteazul îl învinge pe Ieremia Movilă la Bacău și realizează astfel prima unire a țărilor române. Titulatura folosită de voievod, într-un document din 6 iulie 1600, era domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei. La recomandarea Marii Boierimi,
Mihai Viteazul a numit un domn în Moldova, subordonat Sieși. Contextul internațional a fost nefavorabil lui Mihai Viteazul. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență. Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai Viteazul reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. Existau însă și conflicte interne, cauzate de insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania, care nu acceptau măsurile impuse de noul domn. De asemenea, sașii au rămas ostili lui Mihai Viteazul în urma jafurilor întreprinse de armatele sale în orașele și satele lor. Mihai Viteazul nu reușește să înfrângă revolta nobililor maghiari transilvăneni, sprijiniți de generalul Basta la Miroslău în 18 septembrie 1600 și astfel pierde Ardealul. În scurt timp, Moldova va reintra în posesia movileștilor, a serviți intereselor polone. Mihai Viteazul încearcă să reziste atacului polon asupra țării românești, însă și pe acest tron se va urca un membru al familiei movileștilor, Simion. Forțat să ia calea pribegiei, Mihai Viteazul cere sprijinul împăratului Rudolf al II-lea, care în contextul reînscăunării lui Sigismund Bathory pe tronul Transilvaniei, acceptă să-l susțină pe român. Împreună cu generalul Basta, Mihai pornește campania de recucerire a teritoriilor românești. Prin victoria de la Gruslău din 3 august 1601, voievodul Valah îl îndepărtează pe Bathory din Transilvania. Continuă prin a recupera țara românească, gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. În aceste condiții se întrezăreau perspectivele unei noi uniri românești, perspective ce nu conveneau împăratului habsburgic Rudolf al II-lea. Se pune la cale înlăturarea fizică a domnitorului român și la 9 august 1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul este ucis de un detașament de mercenari în frunte cu ofițerul valon Iacob de Bori, trimis de generalul Giorgio Basta. Capul său este luat de unul dintre căpitanii domnitorului și înmormântat de Radu Buzescu la mănăstirea Dealu, lângă Târgoviște. Pe lespedea sa de piatră de la mănăstirea Dealu stă scris: aici zace cinstitul și răposatul cap al creștinului Mihail, marele voievod, ce a fost domn al țării românești și Ardealului și Moldovei. De-a lungul vremii au rămas mai multe portrete înfățișându-l pe Mihai Viteazul, unele contemporane, altele postume. Într-o ipostază mai tânără este prezentat la mănăstirea Căluiul, apoi la Biserica Domnească din Târgoviște. Ambele prezintă costumul domnesc în întregime. În 1598, Ioan Orlandi a executat o gravură a lui Mihai Viteazul aflat la Nicopole. El este pleșuv, slab și ferm, îmbrăcat într-o platoșă și acoperit de o blană mițoasă. În mâna dreaptă ține un baston de comandant, iar mâna stângă și-o ține sprijinită pe sabia terminată cu un cap de lup. În fundalul gravurii se vede bătălia și stema cetății Nicopole. De la Mihai Viteazul au rămas și două criptoportrete, ambele realizate de către Franz Prenken al II-lea. Într-unul dintre ele, aflat la Muzeul Prado din Madrid, apare ca Irod, având căciula transformată în turban și lanțul și medalia dăruite de împăratul german. În celălalt, mai cunoscut, aflat la Muzeul de Istorie a Artei din Viena, apare alături de fiica sa Florica într-o reprezentare a alaiului lui Cresus, împăratul Rudolf al II-lea. Aici pot fi văzute întregile costume ale lui Mihai și ale fiicei sale la curtea pragheză. Mihai Viteazul mai apare și în gravuri din secolele 16-17, ce prezintă momentul uciderii sale, însă de cele mai multe ori are o înfățișare imaginată.
Mihai Viteazul a fost reprezentat în tablouri pictate în secolele 19 și 20 de artiști precum Teodor Aman, Mișu Pop sau Constantin Leca.